Ați văzut cât de importantă este apa. Apa pe care noi o folosim când vrem și cum vrem. Acum ne aflăm pe o așa numită autostradă de cenușă. Va trebui să conduceți un asemenea camion. Unul dintre voi la volan, celălalt lângă, ca îndrumător. Pentru că, dragii mei, cel de la volan nu va vedea nimic. Wow. Pentru că va fi legat la ochi. Va trebui să faceți un traseu, să conduceți aceste camioane. Ideea e că trebuie să trecem trei porți, să colectăm 18 țevi de diferite dimensiuni. Apoi veți veni aici, la mine, și va trebui să faceți o instalație de apă folosind toate aceste țevi. Dacă ați făcut bine instalația, apa va curge. Și în momentul acela vom avea un câștigător. Spațiul prin care trebuia să treacă tractorul era foarte îngust, adică legal la ochi, șansele să dărâm tot pe acolo erau de 99,99%. Dacă atingeți sau dărâmați o asemenea poartă, în momentul în care ați ajuns la mine și ați terminat traseul, veți avea 2 minute de penalizare. Culoarea noastră roz, mă. Cineva ne poartă rozul ăsta, ni-l împinge în față, știi? Scuză-mă, dar stă senzațional roz. Hai zic, tine. Pentru că îmi sunteți dragi, vreau să aveți energie pentru acest joc. V-am pregătit cât o cola pentru energizantă. Mulțumim. Exact de ce aveam pentru nevoie. Pentru băieți. Super. Și pentru echipa mixtă. Mersi. Mulțumim. Cine o să conducă? Adică cel legal la ochi. Cătălin. Clar. Și eu. Și Răzvan. Eu am carne de 2-3 luni, deci nu mă bag. Mergeți pe camioanele voastre. Bă, frate, pe mine m-a ghidat Răzvan când a fost vorba de comoară, să săpăm salea, nu a ieșit foarte bine. Plus de asta, Răzvan a zis că a mai condus dube. Am condus dube și mașină mare. A, deci asta este un avantaj, ok, și încercăm să fructificăm acest avantaj. Să înceapă jocul în 3, 2, 1, start! Hai, Răzvan, hai! Așa, dreapta, dreapta, ia cu dreapta, ia cu dreapta, ia mai... Du-te-n dreapta! Aoleu, bine că n-am mâncat azi dimineața. Ia, ia, total, ia cu dreapta, țin-o cum spun eu. Țin-o așa, țin-o așa. Țin-o așa, în dreapta, dreapta, în dreapta, dreapta. Ia stânga, stânga, stânga total. Dreapta, dreapta, dreapta. Cealaltă dreapta, e bine, dreapta. Dreapta puțin, mai ia dreapta. Zgomotul de camion, fără geamul, ca abia ne auzeam, trebuia să țip. Dă-i, dă-i, mai mult, mai mult. Dă-i, 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 hop, hop, oprește-te în dreapta. Dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i așa, țin, nu mici volanul, da? Este foarte ciudat să conduci legat la ochi. Puțin stânga, puțin stânga. Mai mult un pic, mai mult un pic. Mai să-mi bag prin cearele, du-te în față. În față. Du-te în față, iubire. E efectiv, făgeam așa. Și că mă întreba, merge, merge în față. Și am, nu, iubire, stăm pe lângă, facem așa. Dreapta, 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 iubire, dreapta. Dreapta, dreapta. Ce făcea stânga? Nu știam cât dreapta, era să spui, ia mai mult dreapta. Mult, mult dreapta, mult dreapta! Mult dreapta, mult dreapta! Stânga, 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 stânga! Du-te, 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 du-te! Se aude până aici cum primește Cătălin indicații. Drept, 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 drept! Dă-i, 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 dă-i! Trecem, trecem, încet, încet, țin-o așa. Țin-o așa, e bine așa, e bine așa. Îmi zici că să mă opresc. Dă-i, 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 că spun eu când să te oprești. Dă-i, 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 mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i, mai dă-i, dă-i, Răzvan, dă-i, Răzvan. Stop, stop, stai pe loc, da? Da. Să scoat tare. Du-te drept, 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 du-te, 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 stop, 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 să dau, mă, duc să iau alea. Stai așa. Așteaptă-mă. I just call to say how much I care. Hai, mă, dă-te. I just call. Oh, ai de capul meu. Exact la ce mă pricep eu, zis, fac noduri. Hai, Sorina, mâncați-ți gura. Gata, tată, stai așa, ușor, hai să le iau încet acum. Hai. Să nu vă rupeți. Așa, bine, da? Da. Dă-i, dă-i, hai, dă-i în ea, dă-i în ea, arde-o, arde-o. Așa, așa. Dă-i, 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 total dreapta, total. Ia total de volan până nu se mai mișcă. Dă-i, 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 dă-i. Stânga, 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 stânga. Mamă, dacă aveam silicoane, era rău. Stânga, 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 stânga. Iubire, ne mergem pe loc, ce zic? Dă-i, băiatul, dă-i, 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 dă-i. Dreapta, 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 dreapta,
apasă accelerația aia ușor, nu brusca volanul. O păsam ușor, dar nu pleca, ce vrei să-i fac? Hai, iubire! Nu mai merge. Nu mai merge mașina. Hop, hop, hop! Puțin stânga, îndreaptă volanul prima oară. Atât, ia dă-i. E bine așa, hai. Așa-l ții, nu-l miști. Trebuia să-l și calmez oarecum, știi? Bă, cred că e foarte dificil să stai legal la ochi și să ții un volan în mână și zici, bă, frate, le lovesc sau nu le lovesc? Stop! Mă să iau alea. Bă, ești nebun? Am trecut a doua, bravo, bravo. Da, dar le-au legat ăștia într-un mare fel aici. Hai, Sorine, hai. Dar mă, că-s legate rău! Ușor, ușor, aia-i, ușor! Merge față. Stânga, 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 mic, stânga, stânga. Dă-i, hop, drept, îndreaptă volanul, hop, oprește. Hai, dă-i, bine. Așa? Așa. Dreapta. Dreapta. Hai, dă-i drept, țin așa. Hop, stop. Așa? Da, așa să nu-ți iau alea. Iar am trecut de alta? Da. Bravo, Volto, bravo. Stânga. Dreapta și te oprești. Te oprești. Hai, dă-i mai tare. Așa, ardu. Un pic dreapta, puțin dreapta. Dă-i tare, dă-i mea. Ardu. Au, mi-am prins mâna, băga mea și picioare. Ardu. Total dreapta. Dă-i Răzvan, ardu. Dă-i tare, ardu cât poți de tare și bă, când spun eu, oprește. Așa. Și se apropie echipa roz. Stânga, jumate stânga, dă-i. Așa, dă-i. Îndreaptă. Așteaptă că urc, da. Nu pornești, că urc, da? Ușor, cu accelerația vieții. Ia stânga puțin, stânga, dă-i. Dreapta! Și condustar, poate sunt foarte bine la montat și la mufat țevi. Bagă acolo prima dată. Și aici trebuie tras un pic de ea. Așa. O să-ți dă 2 cm. Adu-l la ta cu dop, te rog. Că tot s-a activat foarte tare. Iubire, caută un dop pe mărimea aia de acolo. Și echipa galbenă recuperează timpul pierdut. Avem mai scurte, nu? Înseamnă că undeva nu e regulă ceva. Aici. A, cred că un dop l-am pus strâmb. Nu-i nimic, iubirea, să le pun eu, tu caută-le. Câte ți mai avem? Una, două, trei, ia, patru, stai, cinci. Deci ăsta ar trebui să fie trasă o stângă de aici, așa, aici. Așa. Trebuia să folosim cele 18 țevi. Erau foarte mulți stâlpi. Unii erau puși ca să te inducă în eroare. Acolo trebuie să te duci acum, cred că. Voi acolo trebuie să ajungeți. De aici până acolo, intră. De aici până aici și de aici până aici. Asta e, hai. Dar iubire, de ce te mai întorci dacă acolo trebuie să ajungi? Stai, iubire, lasă-mă puțin, te rog. Pune alea, du-te, adu găleata, Răzvan. Du-te, adu găleata, băiatul meu. Te las, cum după te las de fiecare dată când încă pierdem, că te las pe tine. Le folosim pe toate, tu numărele să vezi. Asta e prea mic. Hai, Răzvan, pune dopuri. Pun dopuri, dar n-ai pus țeava. Întrebesc alea scurte, bine. Hai, mă. Pune dopuri peste tot. Hai cu găleata. Nu, asta e prea mic. Băi, mi-a lunecă mâna, n-ai pus să-l scot. Bă, un dop mi-a intrat adânc înăuntru, lasă așa. Bă, da, dacă nu e pus bine, s-ar putea să nu dea pe afară. Verifică peste tot să fie dopul bine pus. Băi, șansele sunt ușor cam egale. Ia și tu altele, să găsești astea. Ai pus și sus dopul bine peste tot? Da, iubire, am pus. Bravo. Pistalogule, că l-am pus. Trebuia să punem niște dopuri care să blocheze găurelele care rămâneau. Trebuia să o stup, să nu cumva. Și dopurile erau de diferite mărimi. Fuți tu și dă drumul la apă, Răzvan. Aleargă tu, dă drumul la apă, eu pun între timp dopurile. Du-te la apă, iubire, du-te la apă, iubire. Hai, dă drumul la apă, Răzvan! Dă-i drumul, Răzvan! Dă-i drumul! I-am dat! Au pornit robinetul cei din echipa. Da, dă drumul, pune-le repede! Apă. Ai dat tare, da? Ți-am zis că l-ai pus nasol, băi! Te-am lăsat pe tine! La alea era zona ta! Eram... N-ai pus dop! Stai, ia mâna! Nu, aici... M-a alergat, trebuie să mai pun un robinet de ăla, că era unul lipsă. Ai dat drumul la maxim la okay, apă? Okay. Da, cred că da. E ok. Da. Puneți găleata acolo, să vedeți. Ai dat drumul la maxim da! La apă? Da! Și bravo! Sus!
și n-am vrut decât să îmi răcoresc creierul ăsta care este... E un supra-încins, este... Prea solicitat. E la limită de colaps. Bravo! Să nu vii la mine că te omor! Iar una, o secundă! A început să ne curgă apa din partea opusă, pentru că n-ai pus tu dop. Iubire, apa, nu contează, am pierdut apa noastră a venit la 2 secunde, 3 secunde după apa lor. Tot timpul pierdem așa, mai bine ajungem pe ultimul loc decât să pierdem așa. Bine, Răzvan. Iubire, asta e... Lasă-mă, taci, că te omor! Nu te duce după aia, că dă cu mașina peste tine. Da, știu. Avem o echipă câștigătoare, o echipă care a câștigat amuleta de 1000 de euro. Da, uite ce înseamnă carnetul din 95 și posesor de Dacia cu bord de CN încă din 95. Pac, știam, cu jojele, cu alea, trăgeai și șocul. Să știi că m-am gândit și o să-ți faci și tunică roz la șef. Abia aștept. În sezonul 8. Ce faci? Tunică roz, în sezonul 8. Da, știu. Ai și tu una. Da, am. Avem deja 2000 de euro, am zis că mai trebuie să luăm încă una și ne luăm un Logan să-l băgăm pe Uber. Că tot e. E Uber, e pe treabă, e forță. Îi rupem. Dar aici, Manila, nu oriunde. Trăiește mare aventură Asia Express pe antenaplay.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.